Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la audiență generală. În emisiunea noastră de astăzi am hotărât să facem un bilanț al campaniilor în care s-a implicat audiență generală în ultimele două luni. Și vom spune așa că am urmărit temele de interes pentru comunitate și am hotărât să ne implicăm, să fim constructivi. În primul rând, după cum știți, ne-am implicat în această campanie privind proiectele nucleare de la Kozlodui, Bulgaria. După cum știți, societatea civilă din Craiova s-a organizat și strânge semnături pentru a organiza la Craiova un referendum prin care populația să respingă aceste proiecte nucleare care, în caz de catastrofă, ar putea afecta și municipiul Craiova, care se află pe direcția vântului la mai puțin de 100 de kilometri de situl nuclear de la Kozlodui, Bulgaria. În al doilea rând, avem un alt proiect important și vreau să vă spun că această inițiativă privind susținerea unei autostrăzi a Olteniei, care se pornească din Craiova, se termine la Lugoj, a pornit din acest studio de televiziune. La o emisiune audiență generală au fost invitați Marianja Marinescu, copreședinte PNL Dolj, și Claudiu Manda, președinte PSD Dolj. În urma acelei dezbateri destul de furtunoase, am convenit că ar trebui să lăsăm la o parte disputele politice și partidele să facă front comun și să facă ceva constructiv pentru regiunea noastră. În consecință, în data de 7 iunie, la prefectura Dolj, Alege TV și Gazeta de Sud au organizat o dezbatere, Drumul pentru Oltenia, în urma căreia mai mulți parlamentari din Oltenia au semnat o scrisoare comună care a fost a doua zi transmisă către Bruxelles, la trei comisari de specialitate europeni. Veți vedea ce s-a întâmplat de atunci și, de asemenea, vom vorbi și despre o campanie Transparență în Spitale. După cum iară știți, ați văzut în jurnalele de știri, în urmă cu puțin timp, în luna aprilie, dacă nu mă înșel, doamna fostă viceprimară al municipiului Craiova, Cristina Calangiu, a fost arestată la solicitarea DNA, care o acuză că în perioada când a fost viceprimar făcea trafic de influență și ar fi cerut mită de până la 1.500 de euro pentru a angaja în sistemul sanitar asistenți medicali. În consecință, tot la o discuție în acest studio de televiziune, am hotărât să propunem managerilor de spitale din Oltenia un exercițiu de transparență, propunându-le să publice pe site-ul instituției, fiecare pe site-ul instituției lui, concursurile, situația concursurilor de angajare din perioada incriminată de DNA 2012-2015. Vom vedea și aici ce s-a întâmplat mai departe. Pentru discuția de astăzi va trebui să vă prezint și invitații din această seară. Este vorba de Luminița Simoiu, expertă arme chimice. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și ascultătorilor! Și domnul Tony Bold, reprezentant al patronatului român, filiala Dolj. Și trebuie să spunem că domnul Bold este unul dintre semnatarii acelei scrisori care a ajuns la Bruxelles și care susține autostrada Olteniei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Simoiu, o să începem cu dumneavoastră. Dumneavoastră în acest moment sunteți foarte activă, da? Sunteți sufletul acestui grup de inițiativă al societății civile care încearcă să strângă semnături pentru a declanșa acest referendum. Trebuie să facem niște precizări. Referendumul, conform legii referendumului, se poate declanșa la propunerea primarului sau a unei treimi din consilierii municipali. În cazul nostru avem 27 de consilieri municipali. Era suficient ca 9 dintre ei să propună și să semneze pentru o inițiativă în Consiliul Local privind acest referendum. Ei bine, politicienii nu au făcut-o și atunci a venit societatea civilă. Legea spune că prin inițiativă cetățenească se pot strânge 5%, spune legea, din numărul total de alegători cu drept de vot din municipiul Craiova. Raportându-ne la acest procent, avem nevoie de 13.000 de semnături. Aș vrea să mai întâi să fac o scurtă prezentare, că poate lumea se întreabă, nu toată lumea este la curent, poate, cu această inițiativă care trebuie popularizată cât mai mult în următoarea perioadă. Deci, la Kozlodui, în Bulgaria, țara vecină vrea să dezvolte mai multe proiecte nucleare pe acel sit. Este vorba de, știm deja că funcționează acolo două grupuri energetice care produc curent, deci grupuri nucleare. Ei bine, aceste grupuri
Durata de viață a lor expiră în 2017, respectiv 2019, iar bulgarii vor să prelungească durata de viață cu 30 de ani, câte 30 de ani, apoi vor să construiască un mega depozit de deșeuri nucleare de 350.000 de tone, deci practic va fi un depozit uriaș, poate cel mai mare din această zonă a Europei, la mai puțin de 100 de kilometri de Craiova, iar proiectul prezentat nu a fost de natură să liniștească ONG-urile, nici românești și nici bulgare. În Bulgaria s-a acționat energic, s-a ajuns la proces și a obținut în instanță ONG-urile rediscutarea acestui proiect și mai avem un proiect privind înființarea unui nou grup energetic de 1200 de megawatts putere instalată. Iată deci așadar că este o aglomerare de proiecte nucleare care ar putea să ne afecteze, iar în consecință noi trebuie să ne spunem opinia, pentru că suntem în secolul 21 și avem și alte surse de energie, cum ar fi energia regenerabilă, spre care România s-a îndreptat în ultima perioadă. Așadar, doamna Simoiu, v-aș invita să ne spuneți ce s-a întâmplat de la ultima noastră discuție în care porniserăți această acțiune, strânsesereți un număr de semnături. Ce s-a întâmplat între timp? Da, în primul rând aș vrea să spun că noi privim jumătatea plină a paharului. Faptul că autoritățile locale nu s-au implicat să declanșeze acest referendum nouă ne-a făcut un mare bine, pentru că implicându-ne în strângerea de semnături, populația Cravei a fost informată cu această ocazie și deci orice rău e spre bine până la urmă. Suntem aproape de finish, adică avem cam circa 12.000 de semnături, deci ne mai trebuie 1.000. Sunt cele la prima mână, le filtrăm și trebuie să fim foarte atenți. Cei care au semnat din prea mare bunăvoință și dorință de a se participa în această acțiune au fost și cei care nu erau neapărat din Craiova și atunci trebuie să-i eliminăm, să eliminăm aceste. Deci trebuie persoane. Să facem o precizare foarte importantă, pentru că da, și la noi au venit bine. Foarte mulți. În primul rând trebuie să spunem că din data de 16 iunie Gazeta de Sud a decis să se implice în această acțiune cetățenească, democratică și pune la dispoziția celor care vor să dea semnătură pentru acest referendum birourile noastre de publicitate. O să vă rog să urmăriți cu atenție ziarul, pentru că în fiecare zi acolo apare un chenăraș în care aflați locațiile în care vă puteți da semnăturile la birourile noastre de mică publicitate, iar în al doilea rând facem această precizare că cei care vor să dea semnături trebuie să aibă buletin de Craiova, pentru că așa cere legea, este vorba de cetățenii cu buletin de Craiova. De Craiova, da. Iar dumneavoastră spuneți că ați făcut o selecție pentru a elimina pe cei, care deși sigur, voiau să se implice, da, din păcate nu erau din păcate, Craiova. Mulți dintre ei poate au fost, poate locuiesc, dar nu, da, au, și nu au buletin de Craiova, sigur că da. Însă, pentru că m-ați întrebat ce vrem să facem în continuare, sigur, grupul nostru se întâlnește în continuare, vrem să ne concentrăm asupra referendumului, acțiuni pregătitoare până la plecarea noastră în concediu. Dar să știți că și vreau să transmit pe această cale populației. Vrem să ne implicăm, să ajutăm și populația din zona riverană și poate chiar cu ajutorul dumneavoastră, ca și dumnealor, pentru că noi avem deja semnături din partea lor, însă din păcate nu au fost 19 localități în zona riverană, da, deci foarte multe localități, nu spunem noi. Ca număr de populație poate nu este foarte numeros, dar este dreptul și al dumnealor să-și spună părerea și trebuie să precizez și au expus deja punctul de vedere. Din păcate, nu au fost tabelele cele care ar fi trebuit să fie în forma legală. Și atunci noi am dorit să-i ajutăm și pe cetățenii din această zonă a Doljului ca să strângă și semnăturile. Deci va fi în perioada următoare. Sigur, vrem să facem o serie de acțiuni premergătoare și în timpul pregătirii referendumului, acțiuni artistice, vrem să facem un concurs la care să invităm cu premii tineri care să-și spună punctul de vedere prin artă, prin muzică. Deci vrem să dăm o notă elegantă și numai științifică, prin care să informăm sigur populația și să încercăm să le arătăm că dacă vor o astfel de viață liniștită, pașnică, în care cultura să triumfe, trebuie să se implice să participe la referendum. Partea cealaltă, sigur că da, avem o serie de acțiuni. Mâine, așa cum știți, va fi o altă dezbatere organizată de data aceasta de Haideți să spunem că între timp, față de emisiunea în care a fost dumneavoastră prezentă,
A mai fost o întrunire, da, a fost o întrunire între dumneavoastră, societatea civilă și autorități. Da, primarul chiar municipiului, reprezentanții agenției de mediu și așa mai departe. Poate ne povestiți puțin cum... am fost și eu prezent, dar o să vă las pe dumneavoastră să spuneți da, ce concluzie. Chiar vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia, pentru că trebuie să constatăm și chiar apreciez acest lucru împreună cu membrii grupului pe care îl coordonez, deschiderea autorităților locale, doamnei primar, care chiar am înțeles și noi reticențele poate autorităților, în sensul că dacă se organizează acest referendum și populația nu participă, sigur că da, nu este o notă foarte bună pe care o dăm inclusiv în Bulgaria. Am asigurat-o pe doamna primar că populația, deci ne vom strădui ca să facem informare corectă și populația va participa la vot într-un număr covârșitor și atunci trebuie să apreciem deschiderea doamnei primar, care a spus că în cazul acesta, dacă vom strânge semnăturile, vor face referendum, vor vedea de unde vor găsi fondurile necesare și vor face referendum. Mai mult, apreciem faptul că s-au ținut de cuvânt, într-adevăr, ne-au promis că dumnealor au solicitat rapoarte de la factorii posibil implicați în cazul unui accident nuclear, doamne ferește. Deci rapoarte de la instituțiile abilitate, care în da. Cazul unui accident nuclear au un cuvânt ar putea greu fi implicate de... în acțiunile da, de, salvare, de salvare, adică spital, ISU. Deci ISU, Inspectoratul da. De, pentru situații de urgență, DSP-ul, Direcția de Sănătate Publică, Agenția de Mediu. Doamna primar ne-a promis că ne va pune la dispoziție aceste rapoarte. Să știți că apreciez foarte mult promptitudinea, deci ni le-au pus la dispoziție astăzi, am intrat în posesia lor. Să spunem de ce sunt importante aceste rapoarte, pentru a demonstra că cât de bine pregătită eventual este... eventual accident, doamne exact. Ferește, la Bulgari, pe noi ne-ar lua... Total da. Nepregătiți, pot să vă spun, n-am avut timp pentru că am fost și eu implicată în examene la facultate, dar așa din cât am putut să mă uit foarte scurt astăzi, total nepregătiți suntem, deci total nepregătiți. Bine, dar se pune problema... aceste rapoarte ne ajută pe noi în perioada următoare să ne fundamentăm acțiunile... Poziția vis-a-vis de chiar de instituții internaționale. Care respingem aceste proiecte. Absolut, și... absolut. Și cum mai spuneam, și doamna primar a întrebat de multe ori ce facem cu acest referendum, se pot face foarte multe lucruri, pentru că forța populației nu mai poate fi pusă la îndoială și nici voința populației. Este vorba, spuneam mereu, de Convenția de la Aarhus, pe lângă EPSO, pe lângă alte organisme europene, Comisia Europeană, dar există o convenție chiar pe probleme de mediu, Convenția de la Aarhus, în care ni se dă, nu numai că ni se dă dreptul de a fi consultat și iată, referendumul este o posibilitate de plebiscit, nu? Consultare publică, dar se precizează să se țină seama de voința populației. Voința populației este prin referendum. Și multă lume o să întrebe și atunci va trebui să le explicăm dacă aceste proiecte sunt în Bulgaria și le fac bulgarii, de ce un referendum la Craiova ar putea să influențeze pe ei? Ar putea să oprească un referendum în care populația Craiovei spune că este împotriva aceste proiecte? Și dumneavoastră va trebui să le explicați cum am putea noi să influențăm și de ce este important ca oamenii să-și exprime opțiunea? Absolut. Bineînțeles că are foarte mare importanță acest referendum și spuneam, în primul rând, să luăm partea tehnică a acestor proiecte. Profesorul Ilinciu, pe care dumneavoastră știți că a fost invitat împreună cu mine la o ediție anterioară, spunea și chiar astăzi am vorbit cu dumnealui, practic, vis-a-vis de acest depozit de deșeuri nucleare, nu se poate vorbi că este despre un proiect ingineresc, este orice altceva, dar nu un proiect. Și discutam despre deficiențele acestui proiect. A face un depozit de deșeuri nucleare într-un teren aluvionar fără nicio stabilitate este nonsens. Deci pe lângă aspectele acestea tehnice, pe lângă partea deficiențele tehnice grave ale reactorului, acea de-a șaptea unitate nucleară care se dorește să fie construită, știm că 5 și 6 sunt deja în funcțiune, la fel deficiențe grave, variante care nu s-au concretizat în niciun fel, nu mai vorbim de prelungirea de duratei de viață cu circa 20-30 de ani a celor model Cernobâl, ca să știe lumea despre ce vorbim. Dar da, referendum, pentru că în cazul în care se presupune prin absurd, nu se renunță, nu se mută acest depozit, pentru că Bulgaria trebuie să recunoaște, trebuie să-și facă un depozit, dar nu la 4 km spunea de Dunăre. Spunea dumneavoastră că, evident, țările din vestul Europei și aici avem Germania, avem Franța care... Germania va renunța la energie nucleară până în anul 2020, dacă nu mă așa. Așa
a propus ca țintă. Ca țintă. Dar aveți și Franța care, evident, trebuie să depoziteze undeva și spuneați dumneavoastră că la ei aceste depozite se amenajează undeva în munți. În de exemplu, bulgarii chiar fac... izolate chiar față fac, de... Exact. Bulgarii fac referire și noi am considerat acest lucru o lipsă de onestitate, pentru că nu este corect. Adică atunci când vii cu un proiect trebuie să spui partea lucrurile până la capăt. Faptul că se precizează depozitul El Cabril cu care ei fac comparație în ceea ce privește depozitul lor și spun că este unul dintre cele mai sigure din lume și omit cu bună știință să spună că acest depozit este într-o zonă muntoasă, El Cabril este în zona Cordoba, care este în zonă muntoasă, este lipsă de onestitate, pentru că nu se compară un teren aluvional cu o zonă, așa cum spunea și profesorul Ilincioiu, cu o zonă de munte, o salină, o mină abandonată, deci cam așa se pune problema unor depozite. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, în situația în care orice argument, să presupunem prin absurd, cedează, sigur că, da, sub forța referendumului, autoritatea, guvernul României, poate să impună, de exemplu, Bulgariei garanții nelimitate. Deja să știți că m-am documentat în ultima vreme, chiar am făcut și eu, mi-am făcut lecțiile în continuare. Se merge în materie de construcții, special după accidentul de la Fukushima, se merge până la risc zero, pentru că nu se mai poate admite că există totuși riscul de 1 la 1000 se întâmple un accident nuclear, pentru că dacă se întâmplă, de exemplu, Japonia, nu știu dacă am mai spus anterior, până acum au cheltuit 80 de miliarde pentru încercarea de a reduce decontaminarea, pentru că nu putem vorbi de 80 de miliarde. România își permite să riște așa ceva? Bulgaria își permite? Nu ne putem permite. Deci aici se merge ori garanții nelimitate, și asta dorim să cerem în final, atunci guvernul Bulgariei să ofere României garanții nelimitate că în situația în care refuză să accepte evidența tehnică, imposibilității tehnice, atunci să ne acorde garanții nelimitate că nu se va întâmpla niciodată, nu, practic, un accident nuclear. Noi am vorbit cu bulgarii care se opun proiectului și le-am expus partea aceasta. Chiar să știți că am fost întrebată și în Bulgaria, cum am putea să convingem noi Bulgaria în situația în care ei totuși o țin pe lor, să vorbesc românești. Și le-am spus lucrul acesta și au zis, atunci ne-ați terminat, pentru că nu avem asemenea bani. Și acum poate vreau să precizez, ca să, până luăm publicitate, luați dumneavoastră pauză. Știți ce garanții cere Bulgaria pentru cei care construiesc unități nucleare? Adică garanții în cazul în care se întâmplă ceva, catastrofă, da. Câți bani sunt obligați să dea despre guvern? Deci, da? Pentru că ceea ce vă spuneam are legătură în sensul acesta. Deci Bulgaria cere circa 39 de milioane de dolari sau euro, să spunem, euro. Germania cere garanții nelimitate. Deci iată că în Europa există un precedent. Și mai spuneam, nu cred că în Uniunea Europeană unii cetățeni au o valoare mai mare, viața unui cetățean vest-european este mai scumpă decât viața unui cetățean din estul Europei. Doamna Simoiu, deci acum avem niște rapoarte oficiale. Absolut, pe care noi putem să ne fundamentăm. Absolut. Acțiunile viitoare. Da. Avem și această campanie de strângere de semnături în care suntem foarte aproape. Am făcut dezbateri foarte multe cu societatea civilă, cu oameni de știință. Deci nu suntem, pentru că noi vrem să ne opunem acestor proiecte. Avem voce ale profesorilor, cum este profesorul Liceu, cum sunt profesorul. Deci în acest moment se strâng semnături și le recomandăm telespectatorilor să folosească cu încredere birourile de mică publicitate ale Gazetei de Sud dacă vor să-și dea semnătura pentru organizarea referendumului. În perioada următoare, deci dacă se strâng 13.000 de semnături, această chestiune va intra în dezbaterea Consiliului Local Craiova, care evident va trebui să hotărască cu majoritate. Deci, doamna primară a afirmat deja că va face acest referendum. Dar odată ce au promis, vă dați seama și odată ce sunt 13.000 de craioveni care susțin acest lucru, eu nu cred că vreun politician își permite să ignore decizia craiovenilor de a-și exprima democratic voința. Aici aș vrea numai puțin să-mi precizez din nou poziția. Deci noi suntem un grup apolitic. Noi suntem prieteni cu toate partidele politice care ne sprijină, deci chiar îi rugăm pentru pe membrii partidelor. Pentru că vom avea nevoie și de ajutorul lor. Absolut. Să aducem lumea la vot. Trebuie să înțelegem că toate partidele politice, adică radiațiile, să știți că sunt perfect democratice, nu au culoare politică, deci evident. Nu... Vom lua o scurtă pauză de publicitate, iar în partea a doua vom vorbi despre o altă campanie în care ne-am implicat, și anume Autostrada Oltenii. Vom vedea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și vom arăta câteva documente foarte importante. Pauză de publicitate și revenim.
Citroen C4 Cactus. Mai multă viață în viața ta. Profită acum de oferta specială C4 Cactus. Avantaj client de 2700 euro TVA inclus. Citroen. Alimentează la stația Mina Interserv, partener Rompetrol din strada Râului numărul 399 sau Bulevardul Dacia numărul 99. Loialitatea se răsplătește. Prima vizită la noi îți aduce loyalty cardul Mina Partener Rompetrol. Câștigă cu el 10 de premii consistente și garantate. Mina Interserv, singura stație din Oltenia ce are la pompă AdBlue, îți oferă pe lângă calitatea carburantului Rompetrol și servicii excelente la spălătoriile auto și de rufe cu fise. Atenție! Chiar dacă Bulevardul Râul este în lucru, accesul la Mina Interserv este asigurat. Câștigă o instalație GPL pentru mașina ta. Alege TV și Bigas Tech te premiază. Trimite-ne un e-mail cu numele, adresa și numărul tău de telefon la office@alege.tv, un SMS la 0720 880 469 sau scrie-ne pe adresa Strada Câmpiei Slas numărul 97A Craiova cu mențiunea pentru concursul GPL și ai șansa să câștigi o instalație GPL pentru mașina ta. Extragerea va avea loc în data de 14 august 2015 în cadrul emisiunii Popas Folcloric de la Alege TV, începând cu ora 20. Înscrierea în concurs se poate face zilnic până pe data de 14 august 2015. Premiul nu este transmisibil și are o valoare între 1600 de lei și 2400 de lei cu TVA inclus. A revenit la discuția noastră despre campaniile marca audiență generală și o altă campanie despre care vom vorbi și în care noi ne-am implicat este aceea a autostrăzii Olteniei. Noi am botezat-o autostrada Olteniei pentru că, practic, din argumentele celor care s-au implicat în această campanie, rezultă că Oltenia are mare nevoie de autostradă care să lege această regiune de vestul Europei. Și spunea domnul europarlamentar Marian Jamarinescu, care a fost unul dintre primii care au susținut acest proiect, că această autostradă ne poate ajuta foarte mult din punct de vedere economic, pentru că nu-i așa, pe stradă vin investitorii și este mai ușor dacă avem infrastructura pusă la punct. În momentul în care a apărut această problemă, această inițiativă, am hotărât să abordăm subiectul chiar aici, la audiență generală. I-am invitat în platou, așa cum după cum vă spuneam, pe domnul Marian Jamarinescu, europarlamentar, copreședinte PNL Dolj, pe domnul Claudiu Manda, președinte PSD Dolj, deputat în Parlamentul României. În urma acelei discuții a reușit că, din păcate, noi oltenii nu am reușit niciodată să facem un front comun și să impunem celor de la București un proiect de anvergură pentru toată Oltenia. În consecință, am hotărât să facem o dezbatere pe această temă, după cum vă spuneam. Aceasta a avut loc în data de 7 iunie la Prefectura Dolj. Au participat parlamentari de la toate partidele politice, mă rog, nu chiar toate, principalele partide, PSD, PNL, Partidul Social Românesc și reprezentanți ai oamenilor de afaceri din Oltenia. În urma acelei discuții s-a hotărât, s-a agreat un text comun, textul unei scrisări comune care avea să fie ulterior, pe 8 iunie, transmisă către trei comisari europeni de specialitate. Este vorba despre domnul Jyrki Katainen, care este vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Violeta Bulc, comisarul pentru transporturi din Slovenia, și doamna Corina Crețu, reprezentanta României în Comisia Europeană, comisar pentru dezvoltare regională. Ei bine, acea scrisoare a ajuns în numele celor care au semnat-o la Bruxelles. S-a cerut această autostradă Craiova-Lugoș, care să fie introdusă cu prioritate pentru perioada 2014-2020, finanțată din fondurile europene de coeziune. Evident, acest traseu Craiova-Lugoș este pe
traseul coridorului european, da, coridorul european, și atunci poate fi finanțată din acești bani europeni. Este adevărat că în actualul master plan, proiect de master plan, această rută figurează ca și drum expres, dar cu o perioadă de implementare, de construire după anul 2030, foarte târziu. În consecință, grupul de inițiativă a cerut introducerea acestei autostrăzi, deci nu drum expres, ci autostradă, în perioada 2014-2020. Din păcate, așa cum ați putut afla și din Gazeta de Sud, comisarul Corina Crețu, primul care a răspuns acestei scrisori, a fost foarte ambiguă în răspuns, susținând că Oltenii pot merge spre vest, dar întâi trebuie să treacă pe la est, adică să meargă de la Craiova spre Pitești și de acolo spre Sibiu și mai departe spre vestul țării. Grupul nu s-a demobilizat și continuă acțiunea de lobby atât la Bruxelles cât și pe lângă guvernul de la București. Și aici sperăm noi că ne va auzi într-un final și premierul Victor Ponta, care este deputat PSD de Gorj. Iată deci că reprezintă interesele oltenilor în Parlamentul României și ar trebui să aibă o atitudine favorabilă față de acest proiect. De altfel, domnul Ponta a și fost interpelat pe această temă de către doamna Niculina Mocioi, deputat PNL de Gorj. A fost depusă în urmă cu circa două săptămâni la Secretariatul Camerei Deputaților această interpelare, iar conform regulamentului Camerei, în maxim două săptămâni, premierul ar fi trebuit să răspundă. A fost această complicație cu operația la genunchi în Turcia, multe treburi au rămas încurcate, nerezolvate în țară, printre care și aceasta. Dar și o altă problemă foarte importantă. După cum știți, ministrul transporturilor Ioan Rus, supărat poate și din cauza acestei scrisori care risca, în opinia sa, să dea peste cap actualul proiect de master plan în care Oltenia era ocolită de autostrăzi, cel puțin până în 2030, era propusă doar această autostradă de peste 120 de kilometri Craiova-Pitești, dar care nu este finanțabilă din fonduri europene, ci prin parteneriat public-privat. Aceasta înseamnă că un investitor privat vine și construiește autostrada pe banii lui, după care își amortizează investiția și obține profitul taxând trecerea automobilelor pe această autostradă. Din păcate, după cum am văzut, aceste proiecte în parteneriat public-privat nu sunt foarte sigure. Așa cum am văzut, o altă autostradă care era plănuită să fie în parteneriat public-privat, și anume Comarnic-Brașov, a picat din cauza că acele companii care voiau să o construiască nu au obținut împrumuturi de credite bancare, din cauza că băncilor nu li s-a părut că au garanția recuperării investițiilor. Practic, traficul, studiile de trafic din acea zonă nu indicau cu siguranță că ei își vor recupera bani. Din această cauză, acest proiect de autostradă Comarnic-Brașov a picat și iată că stăm cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă în cealaltă autostradă, Craiova-Pitești. Procedurile, da, au fost anunțate în sistemul de achiziții publice în urmă cu 2 ani. De atunci au venit mai multe companii internaționale care și-au arătat disponibilitatea să construiască această autostradă, dar nu avem la ora actuală un câștigător și nici nu primim răspunsuri de ce nu se întâmplă acest lucru, de ce se întârzie. În consecință, toată lumea se concentrează pe acest proiect Craiova-Lugoj, considerând că, într-un fel sau altul, această autostradă Craiova-Pitești, cealaltă autostradă de care iarăși avem nevoie, este întrucâtva adjudecată, este prinsă în perioada 2014-2020 și a considerat acest grup de inițiativă că trebuie să se concentreze și pe cealaltă autostradă care ar fi urmat să fie finanțată din fonduri europene. Deci, atât, o autostradă Craiova-Pitești din fonduri private, da, va fi o autostradă cu plată, și încă una pe fonduri europene care va fi gratuită de la Craiova la Lugoj. Ei bine,
în perioada următoare, ulterioară transmitere scrisorii la Bruxelles, la inițiativa noastră am trimis scrisori către mai toți parlamentarii din regiunea Oltenia și am primit răspunsuri favorabile. Vreau să vă spun că absolut toate partidele, deci inclusiv de la PLR-ul domnului Tăricianu, de la Partidul Conservator, Partidul Social Românesc și de la PSD avem susținători importanți, iar unul dintre semnatarii scrisorii este chiar senatorul PSD de Dol și Mihai Fifor, despre care dumneavoastră știți că în urma demisiei lui Ioan Rus a fost propus să preia Ministerul Transporturilor. Era o veste excelentă pentru Oltenia, având în vedere că domnia sa era senatar al scrisorii. Din păcate, nu se mai știe ce se întâmplă, nu avem ministru al transporturilor. Am înțeles că partidul PSD a trimis această nominalizare a domnului Fifor către președinte, care din nu știm ce motive întârzie să ia o decizie. Pe de altă parte, zilele trecute am aflat, citind presa, că de fapt echipa domnului Rus nici nu a părăsit Ministerul Transporturilor și este posibil ca domnul Rus să conducă acest minister prin echipa sa în continuare, pentru că această demisie, ca să-și facă și efecte, trebuie publicată în Monitorul Oficial și ea n-ar fi apărut încă în Monitorul Oficial. Deci atât niște motive tehnice, dacă vreți, care arată că probabil la această oră este imposibil de pus un ministru al transporturilor până nu va fi publicată demisia celuilalt, da, a fostului, în Monitorul Oficial. În această campanie a intrat și Consiliul de Dezvoltare Regională. Vreau să vă spun că acest Consiliu de Dezvoltare Regională este constituit din președinții de consilii județene din regiunea Oltenia, adică Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți, plus reprezentanții primarii unor localități, bine, pe mai multe criterii. În primul rând, reședințele de județ și, în al doilea rând, în funcție de categoria orașului, localității, sunt și comune și orașe, sunt în total 20 de membri în Consiliul de Dezvoltare Regională. Ei bine, după acest moment, Consiliul de Dezvoltare Regională au trimis și ei un memoriu care să susțină această autostradă a Oltenii. Din păcate, am fost surprinși să aflăm că, trebuie precizat evident că din Consiliu face parte și primarul municipiului Craiova, oricare ar fi el. La ora actuală se numește Liviu Alguța Vasilescu. Peste 5-10-15 ani, dacă acest organism va mai funcționa, va fi reprezentat de primarul de la acea dată. Cu surprindere am aflat că doamna Liviu Alguța Vasilescu a vrut cumva să se delimiteze de acest, s-a plasat practic în afara grupului celor care susțin această autostradă, susținând că o discuție despre această autostradă ar parazita întrucâtva discuția despre cealaltă autostradă, care evident și ea este foarte importantă, dar nu, să fiu sincer, nu prea am înțeles motivul pentru care această discuție ar parazita cealaltă autostradă, pentru că nu s-a pus niciodată problema ori Craiova-Pitești, ori Craiova-Lugoj. Este ca și cum am comparat mere cu pere. Craiova-Pitești, parteneria public-privat, bani privați, Craiova-Lugoj, banii europeni, fonduri europene. Deci nu se pune niciodată problema ca dacă avem o autostradă să nu o avem pe cealaltă. Și asta m-a dus pe mine la o concluzie, așa, nu știu cât se va verifica în următoarea perioadă, că, din păcate, ar fi posibil ca acest lucru să ascundă și faptul că guvernanții vor să ne anunțe perioada următoare că, la fel ca și Comarnic Brașov, care era țintită pentru fonduri private, și aceasta s-ar putea să pice, din păcate, și solicitarea mea era ca, dacă acest lucru se va întâmpla și va fi anunțat că acest proiect a picat, poate ar fi bine să fim anunțați cât mai repede pentru a ști despre ce trebuie să facem în perioada următoare. Poate că mai avem timp, așa cum încercăm și cu această autostradă, dacă pică pe fonduri private, deci dacă această înțelegere pică, măcar să o introducem pentru masterplanul pe fonduri europene.
O să-l rog întâi pe domnul Tony Bolt, reprezentantul Patronatului Român, filiala Dolj, să ne spună cum vede această problemă. Domnule Bolt, dumneavoastră sunteți unul dintre semnatarii acestei scrisori către Bruxelles, reprezentanți mediul de afaceri, și ar trebui să ne vorbiți puțin despre cât de importantă este pentru mediul de afaceri această autostradă. Aș vrea să lămurim un pic lucrurile vis-a-vis de cele două autostrăzi. Este evident faptul că autostrada Craiova-Pitești este de importanță capitală, mai ales pentru, de importanță deosebită, mai ales pentru uzina Ford. Să nu uităm că furnizorii Ford sunt și furnizori pentru Dacia Renault. Deci au uzinele la Pitești și trimit marfa la Craiova, pe acest drum care îl știm cum este. Deci autostrada Craiova-Pitești este de importanță capitală, repet. Am vorbit cu partenerii noștri din Ford, de la Pirelli, de la Slatina, de la Alro, de la Continental, de la Balș. Și s-a făcut o statistică. În acest moment, între orele 8 și 16, un camion încărcat cu marfă sau cu produse care sunt necesare pentru industria auto circulă pe acest, pe acest traseu, Craiova-Pitești. Deci vă dați seama că în momentul în care Ford, care are anunțat al doilea proiect, CERT, începând cu 2017, se va mări producția cu al doilea proiect, repet, atunci va fi și mai dificil. Deci, autostrada Craiova-Pitești, fără îndoială, este foarte, foarte importantă. Nu a pus nimeni la îndoială importanța acestei autostrăzi. Deci ea trebuie să fie făcută. Dar ea trebuie să fie făcută. Se materializeze. Ea trebuie să o facem. Această autostradă trebuie făcută. Mai este un criteriu când se apreciază autostrăzile, se cheamă criteriul C și D. Colectare-destinație. Deci această autostradă Craiova-Pitești are ce colecta, deci colectează Craiova, Balș, Slatina și are destinație Pitești sau București. Și mai apoi sau mai departe de București este portul Constanța. Deci nu mai vorbim de această importanță. Este o autostradă strategică. În cealaltă parte despre care am vorbit noi și ne-am întâlnit, autostrada Craiova-Lugoj, ce se întâmplă? Această autostradă este, cum bine ați remarcat dumneavoastră, este pusă pe fonduri europene și face parte din coridoarele importante, face parte din coridorul T-Cor, care este coridor important, primul coridor important de transport coridor din Europa. Coridor european care traversează România. Care traversează România, da. Și va putea fi finanțată cu prioritate, pentru că cu Europa prioritate. Pentru asta dă bani. Exact, pentru asta dă bani, cu prioritate. Ceea ce ne-a surprins pe noi toți este că acest coridor este în master planul de transport al României. Este prins. Dar ce ne-a surprins că a fost trecut din autostradă în drum expres și doi, că a fost pus cu execuție după anul 2030. După 2030. Eu am înțeles că domnul Ioan Rus este cel care a hotărât acest lucru. Și mi-am exprimat, surprinderea că un om, chiar dacă e ministrul transporturilor sau fostul ministru al transporturilor, poate să decidă dezvoltarea și soarta viitoare a unui întregi regiuni. Oltenia, până la urmă, are poate 3 milioane de locuitori, are o contribuție la PIB-ul României foarte importantă, capitala Olteniei, Craiova, are foarte mare contribuție la PIB-ul României, Craiova candidează la titlul de capitală europeană, capitală culturală europeană în 2021, Craiova are un puternic aeroport. Craiova se dezvoltă... Care are previziuni de dezvoltare foarte frumoase în perioada foarte următoare. Frumoase. Primarul Craiovei face eforturi teribile să aducă investitori în Craiova și a și reușit câteva... A reușit aducerea unui investitori importanți care creează locuri de muncă. Deci, pe de o parte, ne batem să aducem investitori aici, ne batem să facem aeroport, dar după aia nu putem să aducem oamenii la aeroport și nu putem să ne ducem produsele pe care le producem în Craiova, în special automobile, nu putem să ni le ducem în Occident.
Dacă ducem mașinile Ford spre Pitești, Sibiu și apoi pe Deva, Arad, este pe un traseu lung. Ei se plâng și partenerii noștri din Ford, colegii și noștri apoi, din Ford... Mă scuzați puțin că ați amintit, au apărut unele discuții, acum nu știu cât unde o să ajungem, despre această autostradă Sibiu-Pitești, Pitești-Sibiu, despre care am auzit că au apărut iarăși discuții pentru că au vrut să o mute pe traseul unei căi ferate care să treacă și prin Vâlcea, cu care am înțeles că Comisia Europeană n-ar fi de acord. Deci, iată, o chestie care ar putea să ne dea peste cap planurile noastre cu Craiova-Pitești. Dacă nu se va face, deci Craiova-Pitești trebuie să se facă, pentru că avem nevoie de ea, dar trebuie să se facă și mai departe Pitești-Sibiu, ca să avem legătura, măcar pe partea cealaltă, da. Și evident aceasta pe zona de sud. Da, e vorba de o bretea. Acolo se vorbește despre o bretea care se iese din autostrada Pitești-Sibiu, deci Pitești-Sibiu și se facă o bretea spre Râmnicu-Vâlcea. Deci acolo se vorbește doar de o legătură, de o legătură de circa 20 ceva de kilometri, care se poate face, poate fi făcută, poate întârzia. Nu e o problemă, nu e departe Vâlcea de autostradă. Autostrada Sibiu-Pitești este deja, are studiul de fezabilitate aprobat. Două porțiuni se vor face mai repede. E un studiu care trebuie terminat în 5 luni pentru porțiunile de capăt ale autostrăzii dinspre Sibiu și dinspre Pitești, iar celelalte studii de fezabilitate trebuie terminate în 12 luni. Deci părerea mea că această autostradă, odată pornită sau odată pornit studiul de fezabilitate, nu mai poate fi oprită. Revin la ideea pe care o am. Deci partenerii noștri din Ford spun așa: pe noi ne costă mult mai mult să ducem mașinile pe la Pitești-Sibiu decât dacă le-am duce Craiova-Lugoj. Asta se reflectă în prețul pe mașină. Adică sunt, până la urmă, sunt chestiuni economice și care trebuie cumva să ne îndreptăm să le înțelegem, să le analizăm și să facem ca produsele, mai ales produsele Ford, să fie competitive. Pentru că dacă nu sunt competitive din punct de vedere al prețului pe mașină, ei își caută alte soluții. Și e păcat să ai o uzină de automobile de asemenea putere la Craiova, de asemenea prestigiu. Și noi am avut problema asta cu criza, dar criza cât o să țină, da? Sigur. Când va depăși criza, compania va începe să producă foarte mult. Mai este un criteriu care s-a luat în seamă în celelalte state din Uniunea Europeană. De exemplu, ungurii, când au făcut autostrăzi, au luat următorul criteriu. Au zis, legăm primele 10 orașe ale Ungariei, le legăm la autostradă. Păi ce constatăm în România? Constatăm în România că, deși Craiova este în top 6 orașe din România, este singurul oraș care nu are conexiune la autostradă. Asta îmi dă foarte mult de gândit. Deci Constanța are, deci București, da. București are. Constanța are. Clujul are. Timișoara are. Sibiu are. Iași va avea. Deci Craiova lipsește. Deci, cum să spun, Craiova trebuie să aibă o mare greutate în decizie. Deci când spui Craiova cere ceva, Craiova trebuie să primească această autostradă sau aceste autostrăzi. Pentru că este un mare oraș, este o mare forță, este o mare putere. Este o mare comunitate aici la Craiova. Nu putem să izolăm comunitatea din Oltenia până în anul 2030. Mi se pare ceva... Și apoi, gândindu-ne la această autostradă, trebuie să spunem că de aceea ea este a Olteniei. Chiar ieri sau alaltă am vorbit cu doi parlamentari din județul Gorj, cu domnul Iriza Scarlat de la Partidul Social Românesc și cu domnul Vasile Popeangă de la PSD, care spuneau, domne, evident că și noi susținem această autostradă pentru că ne ducem și ne înțepăm și noi în ea, cum se zice. Da. Mergem până la Filiaș, după care mergem mai departe spre vest. Altfel, ce înseamnă? Că ei toți trebuie să vină la Craiova, ei ar ocoli și mai mult, pentru că deja fac o buclă mai mare. Deci, nu se pune doar problema noastră a craiovenilor. Noi, Craiova, suntem Oltenia. Nu, Oltenia suntem toate județele și această autostradă trecând, da, având posibilitate acces la ea și Gorjul și Mehedințiu, este foarte important. Da? Sigur, gândiți-vă, la ora actuală, repet, Craiova se dezvoltă într-un ritm foarte puternic. Aseară am avut o întâlnire cu un partener din Franța
și era uimit de cum arată Craiova. Sigur, i-am arătat centrul istoric și a zis că este fenomenal. I-am arătat străzile și au zis că sunt extraordinar de curate. Deci Craiova se schimbă, se schimbă puternic. El spunea, acest partener al nostru din Franța spunea, voi nu sunteți conectați însă cu pe autostradă. E foarte frumos, dar ar trebui să aveți și cum să ajungem la voi. Da. Cum să ajungă trebuie să ajungem aici. Trebuie să ajungă turiștii în Craiova. De asemenea, ce am fost surprins din master planul de transport este Domnul Boldo, să vă întrerup puțin, din păcate trebuie să luăm pauza de publicitate, dar după publicitate continuăm. Țineți-vă ideea și vom arăta și câteva documente importante pe care le-am promis astăzi referitor la acest scandal, se spune, eu nu i-a spune scandal, pentru că sper că a fost o neînțelegere și doamna primar ne va ajuta cu acest proiect de autostradă, va susține acest proiect. Pauză de publicitate și revenim. Gazeta de Sud, de 20 de ani în inima Olteniei. Dorele, dă bă pe sud! Gata, șeful! Radio Sud, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South, 97.4 FM. Muzica e la noi. Radio Sud 97.4 FM. Te-am obișnuit cu cea mai bună calitate, cu cele mai bune prețuri. Acum îți oferim și cel mai plăcut mod de a-ți petrece timpul când mașina ți este spălată. La Jetcar găsești o spălătorie dotată cu 3 boxe de spălare. Poftiți-vă, mașina dumneavoastră este gata. Un serviciu profesionist și servicii de vulcanizare, iar acum primești mai mult. Am deschis cel mai nou și modern bar chiar în incinta locației. Vino să te convingi, doar 18 lei spălat interior-exterior și o ofertă diversificată de produse în bar. Ne găsești pe Bulevardul Nicolae Romanescu, numărul 82. Promobila, de la proiect la realitate. Produce mobilier atât în serie cât și la comandă. Dormitoare, sufragerii, camere de tineret, living-uri, bucătării, mobilier hotelier, mobilier de birou, holuri, colțare. Echipa de profesioniști Promobila concepe un mobilier modern. Suntem mereu cu un pas înaintea dorințelor clienților. Alege-ne pe noi pentru a-ți transforma căminul într-un colț de vis. Promobila iubește casa ta! Revenim la discuția noastră despre campaniile audiență generală și înainte de pauză discutam despre una dintre aceste campanii pentru autostrada Olteniei. Vorbeam cu domnul Tony Bolt, reprezentant al Patronatului Român, filiala Dolj, despre necesitatea acestei autostrăzi Craiova-Lugoj. Și în pauză domnul Bolt mi-a spus ceva foarte interesant și l-am rugat să repete și pentru telespectatori. Vă rog, domnule Bolt, să ne spuneți cum suntem noi, Oltenia, plasați față de Ardeal în momentul actual? Stăm foarte rău. După părerea noastră, autostrăzile sunt cea mai mare investiție pe care guvernul unei țări poate să o facă pentru o comunitate. Costă atât de mult încât nu poate altcineva să o facă decât un guvern. Bun, și atunci tu, dacă faci aceste cadouri pentru comunitățile locale, părerea mea că ar trebui să le facem pentru toate comunitățile locale din România.
Oltenia nu primește nimic. În acest moment, și asta discutam în pauză, în acest moment, în Transilvania Ardeal, se lucrează la peste 320 de kilometri de autostrăzi. Deci, pornite, începute, licitate, tot. În timpul acesta, în timp ce, deci, într-o parte a țării... Deci, 300 de kilometri. Peste 300 de kilometri. Iar la noi, 0 km. Iar în Oltenia, 0. De aceea, eu am apreciat foarte mult inițiativa postului dumneavoastră de televiziune și a ziarului dumneavoastră, pentru că este o inițiativă care ne privește pe toți. Pe această autostradă circulă toate partidele, toți reprezentanții partidelor, circulă toți reprezentanții patronatelor, circulă toți reprezentanții sindicatelor, circulă toată lumea pe aceste autostrăzi. Plus importanța teribilă pe care o au pentru investitori. În Craiova acum se încearcă umplerea parcurilor industriale cu investitori, care înseamnă un efort foarte mare din partea primăriei, din partea doamnei primar. Va fi mare păcat să nu avem autostrăzi cu care să ducem producția acestor investitori care îi aducem cu mare, mare greutate. Părerea mea că trebuie să facem tot ce credem noi că e mai bine de făcut, încât să avem autostrăzi care să lege Craiova și de Pitești și să lege Craiova și de vest spre Lugoj. Dacă ajungem cu autostrada la Lugoj, treaba este rezolvată. De la Lugoj suntem conectați. Pentru că trece timpul, aș vrea să prezint telespectatorilor aceste documente și o să vă spun pe care le-am anunțat și o să vă spun în ce constau ele și de unde au pornit. Deci, pornind de la această afirmație, eu zic nefericită, a doamnei primar, care spune că o discuție despre autostrada Craiova-Lugoj ar parazita discuția despre autostrada Craiova-Pitești și dacă alergăm după doi iepuri s-ar putea să nu prindem niciunul. Între altele, doamna primar a spus că acest Consiliu de Dezvoltare Regională, despre care v-am vorbit anterior în emisiunea noastră, ar fi transmis acest memoriu către Bruxelles fără să consulte toți membrii, fără o consultare legală, statutară și așa mai departe. O să rog colegii să mă ajute puțin cu grafica. Vom prezenta documente în exclusivitate care arată cum s-a luat această decizie. Trebuie spus că, potrivit regulamentului Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, din 20 de membri, în primul rând, deciziile se pot lua nu numai cu prezența efectivă, fizică, a membrilor undeva într-o sală ca să decidă. Conform regulamentului, deciziile se pot lua și prin acorduri scrise, prin transmiterea pe fax sau pe mail a propunerilor de proiecte de hotărâre, după care membrii Consiliului pot trimite tot pe fax acordul lor cu privire la adoptarea unei hotărâri în acest Consiliu de Dezvoltare Regional. Iar pentru ca decizia să fie luată, este nevoie de votul la cel puțin, deci majoritate simplă. Din 20 de membri trebuie să voteze favorabil cel puțin 11, din câte ne-a transmis doamna Marilena Bogheanu, care îndeplinește și secretariatul acestui Consiliu de Dezvoltare Regională, deci Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este foarte importantă în această ecuație, a fost acordurile scrise a 17 din 20 de membri. Deci din 20 de membri, 17 au fost de acord cu această propunere de memorandum, de memoriu scris și trimis la Bruxelles. Și noi vă vom prezenta în cele ce urmează aceste documente, numai puțin. Deci Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, este vorba de hotărârea numărul 16 din 15-6-2015. A fost adoptat această hotărâre pentru transmiterea memoriului către comisarii europeni de la Bruxelles, iar mai jos avem corespondența dintre ADR Sud-Vest Oltenia și membrii. Vedem o înregistrare din 9 iunie, agenția, vedem aici, Agenția de Dezvoltare Regională, ieșirea pe 9 iunie a transmis către toți membrii. Ion Preoteasa, Consiliul Județean Dolj, Gheorghe Păsat, Consiliul Județean Vâlcea,
Adladin Georgescu, vicepreședinte cu atribuții de președinte, Consiliul Județean Mehedinț, Ion Călinoiu, Consiliul Județean Gorj, Paul Stănescu, Consiliul Județean Olt, în fine, Lia Olguța Vasilescu, Craiova, Florin Cârciumaru, primarul de Târgu Jiu, Constantin Gherghe, Drobeta Turnu-Severin, Minel Prina, Slatina, Cristian Nedelcu, Drăgășani, Florin Nel Constantinescu, Călimănești, Nicolae Drăgoi, Dăbuleni, Dumitru Gălceavă, Turceni, Tudor Udrescu, Piatra Olt, Ion Rafael Dunărințiu, Consiliul Local Baia de Aramă, Tudor Istocescu, Consiliul Local Stroiești și așa mai departe, vedeți toată lista către care s-a trimis și o anotare pe margine, s-au primit 17 acorduri. Veți vedea în cele ce urmează, mergem mai departe. Nota de fundamentare, da, este vorba despre nota de fundamentare în care se explică de ce este important să susținem acest proiect. Proiectul de scrisoare care urma să fie trimis către cei trei comisari europeni despre care v-am vorbit anterior, merge mai departe, este o scrisoare destul de lungă în care se explică, dar avem și o hartă în care se explică cum arată până în perioada 2030, deci iată din ce vedem, avem decât o porțiune de autostradă Craiova-Pitești, dar nimic, toată această regiune nu este conectată cu vestul țării. Bun, mergem mai departe. Președinte Paul Stănescu și răspunsurile din partea lui Ion Călinoiu de la Gorj, din partea Consiliului Județean Mehedinț, din partea primăriei Drobeta Turnu-Severin, toate acestea pe care le vedeți ștampilate, parafate, sunt acordurile membrilor 17 din 20 ca să trimită această scrisoare către Bruxelles. Iată deci că mulțumesc colegilor, nu mai derulez până jos pentru că sunt 25 de pagini. Mulțumesc colegilor. Deci iată că s-a luat această decizie în Consiliul de Dezvoltare Regională cu comunicare scrisă pe fax între membrii Consiliului de Dezvoltare Regională și eu înclin să cred că doamna primar a făcut acele afirmații nefericite pentru că poate nu știa cum funcționează acest Consiliu de Dezvoltare, considera că o simplă scrisoare, nu știa practic, cred că prin regulament se poate adopta hotărâri în scris, nu e nevoie de prezența fizică a membrilor, pentru că vă dați seama ce ar însemna de fiecare dată dacă sunt și spune în regulament numai când sunt hotărâri de luat urgente. Altfel ar însemna, vă dați seama să vină, spre exemplu, la Mehedinț, unde este actualul președinte, domnul Aladin Georgescu, să vină toți într-o anumită zi, la anumită oră, acolo, pentru o chestiune care, fiind urgentă, se poate da acordul foarte frumos, există mijloace electronice de comunicare, suntem în secolul 21, trebuie decât să dai semnătura și se poate lua o hotărâre. Deci eu aștept de la doamna primar să ne anunțe în perioada următoare că sprijină această autostradă, de fapt ambele autostrăzi, pentru că ambele sunt importante, iar dacă cumva are informații că din nefericire ar putea să nu mai fie realizată pe parteneriat public-privat, ar trebui să fim informați cât mai devreme pentru a vedea ce putem face în perioada următoare. Cum putem să rezolvăm această problemă. Mai era de discutat și n-am apucat să mai discutăm o altă campanie, transparență în spitale. Noi am rugat managerii de instituții sanitare din Craiova să ne prezinte o situație cu toate angajările din perioada 2012-2015, având în vedere că în urma arestărilor care s-au făcut, plana suspiciunea că la spital te angajezi numai pe pile sau pe șpagă. Toată lumea, vreau să spun că chiar am uitat să trec pe cineva și am fost sunat să-l trec pe acea listă că este de acord cu această inițiativă. Practic era ceva care să aducă, să apere imaginea spitalelor, să arate că n-au nimic de ascuns. Din păcate, în cele 30 de zile scurse în care noi rugam managerii de instituții să ne transmită
de fapt nu să ne transmită nouă, ci să pună pe site-ul propriu acele concursuri, au trecut fără ca cineva să catalixească, să le afișeze, ceea ce spune multe referitor la atitudinea acestor domni față de, până la urmă, opinia publică și de oamenii care îi plătesc. Pentru că aveam o discuție cu unul dintre manageri, întrebând, conform legii, pe legea accesului la informații, pe 544, cum s-a derulat un anumit concurs despre care noi aveam reclamații că este posibil să fi fost aranjat, o doamnă de pe care, căreia nu-i dau numele acum pentru că ne grăbim foarte mult, a fost foarte contrariată că ce treabă avem noi ca ziar, de ce venim noi să întrebăm aceste chestiuni. I-am spus sincer că atât timp cât lucrează într-un spital de stat, într-un spital public, în care salariile, da, și toate cele sunt plătite de către cetățeni, este dreptul nostru să întrebăm dacă s-a respectat legea. Sperăm ca în continuare, deci noi nu vom renunța, avem aceste trei campanii până acum și sper să mergem mai departe și să obținem ceva. Avem referendumul pentru Cozlodui și sper ca în curând să anunțăm populația și doamna Simoiu, sunteți aici, o vom face în direct la audiență generală, în momentul când se vor strânge. V-am promis cea de-a 13.000 semnătură, da, deci, a dumneavoastră. Eu încă n-am semnat, o să semnez la final. O să anunțăm cetățenii că procedurile au fost îndeplinite și urmează să facem demersuri pentru referendum. Iată, avem autostrada Olteniei, care suntem domnul Tony Bold, într-o situație ambiguă la vremea actuală. Nu avem ministru la transporturi. Se și vorbește că sâmbătă ar urma să fie inaugurată o autostradă care să lege, acum știm că s-a întors domnul Ponta și probabil se va duce domnul Ponta, dar până acum nu se știa cine se duce. Domnul Ponta nu era în țară, ministrul la transporturi nu avea, nu știam cine se ducă să taie panglica. Da, pe 11 iulie se conectează la nivel de autostradă România cu Ungaria. Practic se unește Nădlagul cu partea, cu orașul Se pare că și timpul nostru a expirat. O să rog colegii să-mi transmită dacă mai avem timp să mai discutăm sau trebuie să ieși. Bun. Încheiem aici discuția. Mulțumesc frumos pentru participare și colaborarea noastră va continua. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Rămâneți în continuare la Alege TV pentru că urmează știrile. Până data viitoare, vă spun la revedere.